Televiziunea Română, întâlnirile JTI și Fundația Art Production vă recomandă garantat 100%. Bine v-am regăsit la Garantat 100%. Invitatul nostru din seara asta e un excelent și multipremiat scenograf de teatru și de film. Domnia sa este și președintele Uniunii Teatrale din România. Îi spun bun venit cu mare bucurie la Garantat 100% lui Dragoș Buhagiar. Salut, Dragoș! Bună seara, Cătălin! Mulțumesc frumos că ai venit! Eu îți mulțumesc frumos pentru invitație. Mă simt onorat. Pentru noi e o mare bucurie. Dragoș, tai de la foarte bun început. e o emisiune grea. Foarte grea. E o misiune grea. Ion Caramitru nu mai e. Ești președintele Uniunii Teatrale din România. E, e o onoare, dar ești o povară. Uh, hai să le luăm pe rând. Ce înseamnă onoarea? Ce înseamnă povara? Și dacă e o povară? Uh, da, într-adevăr e o misiune grea. Uh, mi s-a tot pus întrebarea asta. De ce am uh, acceptat sau mm. de ce m-am oferit? Uh, pentru că mi se pare uh, important, ca ce-a făcut eu în Caramitru până acum, să nu se risipească, ci din potrivă să se, să se continuă cu, după cum e programul uh, uh, meu și al Laurei și să se primească. Mă refer la ora Corbeanu. Mă refer la ora să, se, să fie și o mică deschidere în, în toată povestea. Uh, breasla la ora asta este destul de frământată, aș putea spune. Este frământată, sunt mici uh, rupturi, să zicem, de generații, care după părerea mea sunt false. Uh -huh. Ajungem și acolo imediat. Uh, și atunci uh, vin comisiune uh, foarte clară și foarte onestă. Dacă uh, mă aflu în poziția în care eu un, nu mai nu mai doresc alte recunoașteri sau uh, sunt aici pentru a sprijini Breasla, pentru a aduna, pentru a crea sau a menține în continuare un echilibru, pentru că totuși Ion Caramitru uh, a fost un echilibru după după dispariția lui s-a simțit uh, uh, pământul ușor uh, cum să zic, nesigur. Dragoș, e un caz rar în România să pornești la începutul unui mandat la o instituție să nu vorbești despre grea moștenire. Tu vorbești din potrivă despre o moștenire bună. Păi, da, pentru că este o moștenire bună. Uniterul are programe foarte bune, foarte sănătoase, dezvoltate. Sigur că toată lumea. Se referă în mod special la Gala Uniter, care e o gală uh, concepută a fi a uh, excelenței da. în teatru, a... dar uh, Uniterul are programe cel puțin la fel de importante. Uh, mă refer aici, la de exemplu, la programul Artiștii pentru Artiști, care mi se pare un program uh, excepțional, pentru că, uh, să fiu sincer, noi, cei de astăzi, nu am fi fost dacă n-ar fi fost niște oameni înaintea noastră, categoric. pentru care am tot respectul și pentru care și generațiile care vin trebuie să aibă același respect, pentru că ei sunt memoria noastră. Ei da, să și explicăm în câteva cuvinte ce e artiști pentru artiști. Artiștii pentru artiști este un program uh, care deja are cam vârsta auditerului aproape uh, și se referă la atenția pe care o acordăm artiștilor care nu mai profesează, ieșiți la pensie, uitați, cu probleme de sănătate în mod special. Programul e făcut serios, este un program în care sunt incluși medici de specialitate, sunt, e o atenție sporită și foarte în detaliu la problemele de sănătate, la problemele financiare pe care le au artiștii, e ca fabula știi, cu greierul. Așa suntem artiștii. Totul e frumos cât ești pe scenă, după care se așterne o liniște, un întuneric. N-aș vrea să numesc artiști care au murit în niște situații financiare triste. Nu e bine să le amintim, dar e bine să știm că ele sunt. Și cred că focusarea pe acest, pe acest program, care deja programul de anul acesta am început să facem parteneriate cu teatrele din țară, de fapt, artiștii joacă pentru artiștii cu probleme, sumele care se strâng se adună la uniter și sunt distribuite foarte atent acestor oameni cu probleme. E foarte frumoasă și doza de, de discreție cu care se face lucrul ăsta. Pentru că o discreție e necesară în situația asta. Să bați toba, poate că nu e cea mai bună idee, dar doza de discreție e foarte importantă în situația asta. Da, este adevărat. Nu vehiculăm uh, numele, totul este exact centralizat. Uh, uh, nu pot să spun ce uh, ce vezi în ochii acelor oameni când primesc... Și nu e doar discreție, e respectarea demnității, ceea ce e și mai important. E adevărat. Când primesc acele pachete, este fabulos. Și ca să fiu sincer până la capăt, poate că mai întreba cât crezi în programul ăsta. Dacă derulăm filmul în urmă, am renunțat la câteva premii pe care le-am luat și le-am donat acestui program. Și au făcut și alții la. Mi-au urmat și alții exemplu. Uh, cred că e important, de fapt, de ce primești de la teatru să se întoarcă la teatru. Uh, eu cred că asta e misiunea mea acum la Uniter. Eu am fost răsfățat în lumea teatrului. E adevărat că am și avut uh, un tip de atenție, m-am focusat din, din tinerețe, am, am știut întotdeauna că uh, care mi-e locul poziția pe care o am într-o echipă de teatru, poziția pe care trebuie să o am în uh, comunitatea noastră și atunci uh, am reușit să uh, să fiu lângă niște oameni de valoare și să învăț de la ei și să îi ajut și toate aceste lucruri cred că trebuie să întoarcă la teatru. Toate. Hai să ne gândim la, la partea asta de discuție pe care o deschizi acum. Ai lucrat și fac o enumerare absolut superficială, pentru că ai lucrat cu lume foarte multă. Ai lucrat intens cu Alexandru Torcirescu, ai lucrat cu Cătălina Buzoianu, ai lucrat cu Alexandru Dabija, ai lucrat cu Dan Micu, ai lucrat cu Silviu Purcărete și încă lucrezi cu unii dintre oamenii ăștia. Acum 20 de ani, Dragoș, un spectacol teatral Acum 20-25 de, de ani, un spectacol teatral era un eveniment, nu doar al comunității unde se întâmpla spectacolul la teatral. Fie că era la Craiova, la Cluj, la București, la Sibiu, dar marile spectacole erau niște evenimente ale societății românești. Nu se mai întâmplă lucrul ăsta. Nu mai e un eveniment dacă Silviu Purcărete montează la Iași. Nu mai vorbește toată țara despre chestia asta. Nu mai e un eveniment dacă Andrei Șerban montează la Odeon. Uh, ce s-a întâmplat, de fapt? Ce s-a schimbat? Păi, sunt alte timpuri. Altă... În primul rând, e alt ritm al vieții. Toată electronica asta, toate device care ne înconjoară și care, după părerea mea, ne-au ne schimbat existența într-un mod brutal, nu neapărat în sensul bun. Uh, dacă poți să crezi că un telefon poate face o concurență neloială unui spectacol de teatru, chiar și prin simplu fapt că cineva nu renunță să se uite la telefon în timpul unui spectacol de teatru, adică. Uh, e foarte interesant că spui o concurență neloială. Păi nu e, evident că nu este, pentru că sigur că toată tehnica nu are cum să se duce cu o viteză mult mai accentuată cu care mergem noi cu uneltele noastre de teatru, dar e și normal să fie așa. Și atunci, sigur că generațiile care deschid ochii pe uh, aceste, acest tip de device-uri, fie că sunt telefoane, tablete sau uh, nu știu ce, ecrane sau uh, gândește-te câte opțiuni ai de uh, văzut film acasă, într-o condiție absolut uh, relaxată, burgheză, cu mâncare, în brațe, cu, cu tot ce vrei. Nici nu mai știu dacă trăind așa, înțelegi ce se întâmplă pe ecran. Adică, pentru că atenția nu mai e la ecran, nu, nu te mai duci într-o sală și te focusezi, uh -huh. nu intri în povestea că n-ai timp, mai trebuie să mănânci, mai trebuie să bei uh, și așa mai departe. În timp ce te uiți la un film, mai răspunzi la telefon, te mai dai și două like-uri pe Facebook. Adică, atenția. Atenția este uh, haotică și se risipește. Adică, e, e adevărat că și acum 25 de ani mi-aduc aminte că a fost un moment destul de straniu uh, pentru că spectacolul străzii era mult mai puternic ca spectacolul din, din teatru. Exact. Și mai mult decât atât, Dragoș, Uniter, acum 25-30 de ani, era, am să-i spun ca să înțeleagă toată lumea, Uniunea Teatrală din România era o foarte importantă tribună civică. Este uh, adevărat. Uniunea Teatrală era un loc al unui tip de elită culturală, socială din România, care avea un cuvânt de spus în societatea românească. Era un factor care călca pedala de accelerație a democratizării în țara asta, care punea o cărămidă la nivelul civilizațional din țara asta. Deci, era o organizație care a făcut istorie. Cum mai e acum Uniter în contextul ăsta în care ne găsim? Păi, în primul rând, foarte, îți spun sincer că foarte multă lume nu știe ce e Uniterul. De asta și zic, Uniunea Teatrală, să înțeleagă toată lumea. Uniunea Teatrală, în primul rând, e un, trebuie să știe că e un ONG. ONG-ul nu primește salarii de la vreo de la guvern sau de la vreo instituție a statului, fie Ministerul Culturii sau fie primării, nu primește salarii. Uh, ONG-urile fac proiecte și trăiesc din proiecte. Asta face și Uniterul, ea nefiind nici un sindicat, cum cred, alți uh, chiar colegi de da, 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 un interese. Un da. Există un tip de confuzie uh, în, în zona asta. Unitero, acum, de exemplu, ce poate face extrem de important este să fie acel mediu, acea platformă care poate să facă legătura între țară, să zic așa, mm -hmm. între membrii noștri din teritoriu și uh, organele statului respectiv, Ministerul Culturii, uh, legiuitorii. Da. Pentru că eu cred că uh, într-o singură voce la o masă rotundă să pot rezolva lucrurile. În niciun caz lucrurile nu, nu se rezolvă țipând pe Facebook. Sigur că este important sau a devenit important. Poți să te exprimi liniștit Poți să te exprim liniștit, dar nu mai bine să ne exprimăm împreună. Adică noi ca ONG Uniter să, să adunăm dorințele uh, artiștilor, pentru că e o uniune de artiști, e o uniune de creatori Uniterul. Da? Să adunăm și să fim vocea lor uh, în fața uh, Dragoste, conducătorilor. Dragoste, te întreb să... foarte direct lucrul ăsta. Nu am amintit de pomană faptul că ai lucrat cu atâția regizori importanți și sunt doar câțiva din lista regizorilor cu care adevărat, ai, ai lucrat. Da, e adevărat. Uh, ai învățat niște lucruri dincolo de meseria ta în experiențele astea. A învățat un anumit tip de a construi relații cu oameni ai învățat că există un echilibru extrem de fragil față de care trebuie să fii foarte atent când lucrezi cu oameni extrem de diferiți, cu personalități foarte diferite de la un spectacol la altul. Unii sunt mai calmi, alții sunt mai colerici, unii sunt mai generoși, alții sunt altfel, etc., etc. În situația asta în care ai avut tipul ăsta de școală a vieții în profesie, ca să zic așa, cum gestionezi o uniune de creatori, de artiști, unde sunt o sumedenie de cetățeni extrem de diferiți unul față de celălalt, unii care nu se suportă visceral, unii care se iubesc cu patimă, alții care s-au iubit cu patimă și se urăsc visceral acum. Artiștii nu sunt cea mai omogenă comunitate de pe lumea asta. Ești președintele unei uniuni profesionale unde există niște foarte mari orgolii. Cum gestionezi situația asta? Ce știu sigur este că artiștii așa cum sunt ei trebuie să respectați. Mai ales dacă au o operă importantă în spate. Pentru că uh, e normal să fie așa. Artiștii sunt uneori umorali, sunt spirite libere. Nu, nu funcționează după un orar și după un uh, ce ne închipuim noi. Și nu au neapărat întotdeauna dreptate. Și nu au neapărat întotdeauna dreptate. De aceea, în uh, forul superior al Uniunii noastre este un senat. Format din uh, aproape 20 de membri, din care acești membri sunt aleși de uh, membrii de comunitatea noastră, care da. se ridică acum la 1800 de membri, uh, sunt aleși uh, proporțional, adică tot acest senat în care sunt, uh, din care fac parte nume foarte marele ale Teatrului Românesc sunt aleși democratic proporțional în funcție de votanți. Adică, dacă, de exemplu, comunitatea noastră conține 10 actori, 15 regizori, 30 de critici, 2 scenografi, aceste proporții, ele nu sunt Sigur. acestea pe care le enunț, și regăsim în Senat această formulă. Din Senatul nostru fac parte Marcel Iureș, George Mihăiță, da? Radu Afrim, Ana Ciontea, Marina Constantinescu, Gabor Tompa, Virginia Mirea. Sunt foarte mulți, sunt foarte, mult, sunt foarte multe nume importante care au credibilitate, care au fost aleși pe un tip de credibilitate. Judecățile care se fac, se fac împreună cu Senatul, adică toate hotărârile pe care le luăm, le luăm împreună, ținând cont de această acoperire de, din teritoriu. Adică eu cred că este mai mult decât democratic sistemul. Tot din Senat face parte domnul Victor Rebenciuc, colega mea, Ora Corbeanu. Suntem Alici Georgescu, Doina Modola, ce să-ți mai spun? Sunt oameni care au CV-uri importante. Dragoș, în situația asta, ce răspunzi cuiva care zice așa? Uniter e o organizație, o uniune profesională, doar pentru teatrele publice, doar pentru locurile... Eu mă fac acum avocatul diavolului da, și cred e că corect, ești corect. E. Doar da. pentru spațiile prăfuite, alea care într-un fel sau altul se vor nărui în derizoriu. Pentru noi, artiștii independenți, Uniunea asta profesională nu există. E o uniune a alora care încă țin steagul prăfuirii. Am încheiat un posibil citat. Da, este foarte posibil ce spui tu. Uniter uh, are și membrii din mediul independent. Deci, mediul independent poate adera la această uniune. Mai mult decât atât. În istoria uh, finanțărilor cumva din timpul teatral făcute de da. uh, se regăsesc uh, bani care au venit de la teatru și au întors de la teatru către mediul independent, către proiecte din mediul independent. Au fost premii care au fost date către mediul premii uh, decise de Senatul Uniter către mediul independent, fie că vorbim de reactor, fie că uh, vorbim de replica, fie că sunt foarte multe uh, uh, am încercat să acoperim aceste zone. Dar cum răspunzi dacă ți se spune în continuare Uniunea Teatrală e controlată de aia care vor să păstreze un status quo? De oameni care sunt niște instituții prin ei înșiși și vor de fapt să-și cons să conserve într-un fel acest status quo și n-au niciun interes să dea mai multă libertate de mișcare, mai multă vizibilitate zone independente. Cum răspunzi în situația păi, asta? Eu răspund așa. Actualul selecționar al Festivalului Național de Teatru este o persoană, Mihaela Mihailov este o persoană din mediul independent. Ce drept? Uh, mă întreb de ce am ales-o. Uh, am ales-o pentru că are rezultate cu, cu, cu replica și pentru că și-a dedicat ani buni să dezvolte acest proiect și îl face bine. Mai mult decât să pun o persoană din mediul independent să conducă Festivalul Național de Teatru. Uh, Cred că e o dovadă de deschidere în sensul ăsta. Îți mărturisesc de altfel că au fost discuții în ultimul senat pe care l-am avut, în care colega mea, Ora Corbeanu, care știe foarte bine să dirigeze tot ce înseamnă finanțări, finanțări pe proiecte, a propus chiar banii adunați din timbru teatral. Să fim de acord să meargă mai mult în mediul independent, pe proiecte depuse, pe coluri de proiecte și așa mai departe. Să sprijinim mediul independent să meargă la festivaluri, și, adică lucrurile se discută, sunt, sunt în mers. Lucrurile nu se pot face după o zi pe alta, asta este foarte clar. Pe de altă parte, au fost niște ani foarte proști, anii pandemici, foarte proști, catastrofal din punct de vedere financiar și din punct de vedere organizatoric. Am fost nevoit să facem FNT-ul online. Festivalul Național de Teatru. Festivalul Național de Teatru online. Sunt foarte multe discuții pe tema asta. Până acum nimeni nu credea în, în teatrul văzut prin, prin ecran. Toată lumea cum cultiva ideea că și în continuare o cultivă că teatru este energie pură, rampa, că trebuie să treacă rampa, că vreau să simt că, căldura corpului actorilor pe scenă și așa mai departe. Pe de altă parte, s-au întâmplat lucruri foarte interesante, pentru că, vezi că asta este, ai zis de artiști, că, da, dau și momente de grație, când Absolut. Dă, foarte multe momente de grație ei puși în fața unor restricții, reacționează Bine, reacționează creativ. Sunt. Uh, pandemia ne-a uh, împins la niște limite, ne-a împins să ne reformulăm, ne-a ne uh, ne obligat să ne reformulăm uh, uneltele cu care lucrăm. Și atunci au rezultat uh, situații, spectacole hibride foarte interesante. Combinații de uh, teatru cu film, cu. Chiar și tu ai făcut niște încercări din asta, chiar înainte de pandemie, nu? Mi se... Lucrurile trebuie luate din mers și dezvoltate în sensul ăsta. Vrem să, vrem să, reformulăm unele capitole de gala uniter în sensul ăsta. Pentru că și ea, gala uniter, trebuie adaptată noilor sensibilități teatrale, să spun, ale momentului, care sau uh, și prin, sau, s-au ramificat, nu numai prin mijloace, dar și prin preocupări. Sunt, uh, uh, cum să zic, vin de la un congres al Institutului Internațional de Teatru. Uh -huh. Toată lumea este focusată acum pe, uh, pe zonele astea defavorizate, pe zonele de conflict, cum se face teatru uh, și ce importanță, ce rol poate avea teatru în zona de conflict, asemănător cu ce spuneai mai devreme. Ce rol a avut uniter în acei ani da? foarte ciudați, foarte neclari, în care nu știam încotro -oia democrația. Uh, în și de asta le respect pe Ion Caramitru în continuare, pentru că uh, a fost foarte, uh, foarte puternic în anii aia. Hai să ne aducem aminte de mineria, de, de răsturnări, exact. de situații. De... Au fost niște catastrofe, de fapt, în. în Parcursul ăsta al nostru, un, o, o perioadă foarte stranie și instabilă, cumva. Ziceai că lucrurile sunt rezolvate, să întâmpla o, 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 o răsturnare de situație. A fost un, cum să zic, o rezistență politică. A fost o continuare a anilor de, 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 de dictatură, dinainte de 89. Au, au fost niște ani foarte puternici. Uniunea Teatrală era o instanță și de credibilitate și de un tip de etică, ceea ce e foarte important. Proiecta spre spațiu social o formă de seriozitate, ceea ce e extrem de important. De Pentru că fel? tot vorbim despre asta. Tu, Dragoș, în meseria ta, în esența meseriei tale, ești scenograf, faci decoruri, faci costume. Gândește-te că la ora asta sunt mai degrabă două feluri de spectacol pe care cei care ne urmăresc acum la televizor le pot vedea. Pe de o parte, este un tip de spectacol, hai să spunem un spectacol al zonei independente, așa cum o știam acum câțiva ani. Zona independentă care înseamnă teatrul militant, teatrul care e interesat de lucruri care se întâmplă stringent acum, teatrul care denunță orice formă de abuz, un teatru care implică spectatorul, un teatru care e foarte activ în societate și care pune probleme foarte aproape de pielea fiecăruia dintre noi. Uneori, poate, cu o ardoare mai mare decât ar fi cazul. Alte ori poate cu niște chei pe care nu le înțelege toată lumea, dar este sigur că e un teatru care vine să participe cu comunitatea la procesul ei de maturizare socială și politică. Pe de o parte. Pe de altă parte a mai apărut un alt teatru, n-aș ști să spun dacă e independent sau nu, e un teatru făcut de artiști importanți și vizibili din teatrele publice, care joacă turnee întregi extrem de populare, lumea se duce cu pasiune la spectacolele astea, între ele ești tu. Ești un om care vine din școala veche, ca să zic așa, din teatrul ăla eveniment, teatrul care avea în jurul lui aura aia metaforică, teatrul care era poezia aia convențională a stingerii luminii și a începerii unui tip de miracol despre care unii dintre noi râdem la ora asta și îl privim nu doar cu nostalgie, ci și cu oarecare formă de ironie. E, în tot peisajul ăsta. Unde ești tu, Dragoș? Și unde e poziția ta de președinte al Uniunii Teatrale? Povestea este în felul următor. Eu cred că toate aceste formule sunt valabile și sunt acceptabile. și trebuie să existe, pentru că și uh, publicul este extrem de divers. Categoric. S-a diversificat mai tare. Uh, și e aproape nișată, aș spune, publicul la ora asta. Uh, nu cred că mai sunt unii care nu știu ce-și doresc uh -huh. să vadă. Cam sunt extrem de focusați pe ce doresc să vadă. Dar problema ce zici e că există unii care se duc la un anumit tip de spectacol de teatru și îi spun: Ăsta e teatru. Orice formă de spectacol. Poate fi valabilă atâta timp cât ea este făcută cu credință. Creatorii pe care lucrează la, să zicem, la formula aia de spectacol, o fac cu credință. Adică ce înseamnă făcut cu credință înseamnă uh, că vine din interior, adică vine din interiorul preocupărilor noastre. Că facem teatru militant sau politic, cum vrei să-i spun, atâta vreme cât subiectele sunt adevărate și uh, sunt reale Absolut. și organice, Absolut. eu cred că ele sunt, spectacolele sunt necesare. Pentru că uh, nu putem lăsa toate nenorocirile astea din jurul nostru fără să le amendăm. Absolut. Și cu cât spectacolul este mai bine făcut, mai atent făcut, mai valoros făcut, cu atât el are și o, cum să zic, uh, poate însemna ceva, altfel ele trec cu vederea. Adică chiar și pentru un subiect din ăsta uh, extrem de dur, cum ce se întâmplă acum cu Ucraina, exact. uh, tocmai că spectacolele care ar trebui să facă ar trebui să, să facă extrem de serios, pe texte. Bu în primul rând, teatrul pornește de la text, nu? Deci trebuie să pornim de la niște texte uh, care să, să aibă carne, să fie niște texte adevărate, nu să fie forme fără fond, niște efecte vizuale atunci ele pot fi percepute ca niște gesturi. Teatrul a fost întotdeauna nu numai divertisment. Uh, și nu trebuie să fie divertisment. Teatrul trebuie să fie activ. Uh. La asta se referea în mare parte întrebarea mea, Dragoș. Un anumit fel de a face teatru, și asta nu se întâmplă doar în România, un anumit fel de a face teatru acum, artiștii care îl fac spun că e un soi de întoarcere la lucrurile adevărate. La faptul că oamenii trebuie să se simtă bine, să se distreze. Iar atunci când te simți bine și te distrezi, e mult mai tentant să stai în partea asta de existență a ființei umane, decât să te duci în partea cealaltă în care cineva te arată cu degetul și îți spune faci lucruri greșite. Și datoria mea e să-ți spun ție, cel care te uiți la mine acum pe scenă, că faci lucruri greșite, că ești complice la ticăloșii că ești complice la lucruri absolut sinistre, e mai comod să te duci, să stai să râzi și să spui e ca în viață și m-am simțit foarte bine. Da, este adevărat. La noi, teatrele nu sunt uh, specializate, cum sunt în țările, hai să zic, nu, mai evoluate da. din punctul ăsta da, de da, vedere. Da. Sunt uh, foarte bine în medii uh, culturale uh, Diferite sunt teatre ca, în care te duci și știi că vezi bulevard și bulevard nu înseamnă ceva rău. Exact. Pentru că la teatru de bulevard vezi actori foarte buni, vezi niște texte scrise impecabil. Categoric. La noi încă, să zic așa, managerii se zbat între, a, între teatru de artă și musical mm -hmm. sau teatru social sau ar vrea să includă în programele de management toate aceste categorii să, să prindă, să prindă toate, toate categoriile de public de altfel. Sigur că sunt spații culturale în România, teatre, să le zic spații culturale, pentru că au reușit să nu rămână doar în clădire, ci să-și dezvolte da. sateliți în jurul, în jurul clădirii și atunci și spații de joc diferite. Pentru că și aceste tipuri de diferite de spectacol uh, necesită sau uh, uh, doresc spații uh, alternative. Sigur. Uh, uh, sunt spații alternative, cum e în Sibiu, ca, Sibiu care are uh, spații alternative și pe care, datorită Festivalului Internațional de la Sibiu, sigur că ele sunt uh, uh, evaluate corect și folosite corect și se întâmplă lucruri uh, Dife, extrem de diferite în spațiile alea. Da, deci revin și spun încă la noi lucrurile nu sunt așezate. Nici nu știu să spun dacă e bine sau nu e bine, pentru că de fapt specificul este, noi nu putem să importăm niște modele, cred eu, niște modele din Occident. De ce? Deși ele funcționează, nu? Vreau să văd musical, știu în ce clădire trebuie să mă duc să văd musical și acolo văd numai musical. S-au făcut câteva musicale bune în România. S-au făcut, dar e pionierat. Exact. S-au făcut cu eforturi deosebite. Exact. Cu... Într-adevăr. Ce spui despre un manager al unei instituții teatrale din România, indiferent de unde va fi fi India, care spune, sunt obligat să fac ceea ce noi românii numim o șaorma cu de toate, pentru că altfel pierd publicul. Vreau să aduc public la teatru și atunci joc și niște spectacole de factură mai joasă, ca să zic așa. Deși nu e obligatoriu ca ai o factură joasă, câte vreme publicul intră, se bucură, râde, cineva va spune, de ce să fie factură joasă? Dar nu-și face treaba. Dar putem să definim ce înseamnă factură joasă. E, nu știu ce să zic aici, nu știu. Pentru că revin la povestea cu, să zicem. La noi, spectacole de bulevard sunt considerate un pic. Uh... Nu știu ce să zic, pentru că și ideea noastră de bulevard e o idee destul de vagă. E adevărat. De asta am și zis că bulevardul presupune niște texte impecabile exact. scrise, niște ping-pong-uri de, exact. de, de replici, așa mai departe, și actori fabuloși. Nu, eu revin și spun, depinde cum, depinde cum. Construie spectacole, depinde de echipa, de ce echipa artistică, uh, nu? Inviți să facă. Vrei să faci spectacole uh, pentru un anume tip de public? Uh, hai să le spunem uh, mai, pozit mai pozitive, mm -hmm. nu știu cum mm -hmm. să le zic. Mm -hmm. Poți alege un text bun. Și poți aduce o echipă de creație foarte bună care să știe să facă comedie sau să știe să facă nu știu texte clasice. Important e cum îți construi. Pentru, din punctul meu de vedere, eu, eu vreau să încerc să promovez valoare. Eu, uniter. Indiferent de tipul de spectacol. Eu, nu, eu Pe mine nu mă interesează să regăsesc valoarea doar să zicem în zona teatrului uh, așezat instituțional, ce numim teatru de artă, ceea ce numim convențional teatru mm -hmm. de artă. Uh, valoare pot să regăsesc și într-un spectacol uh, social, dacă el este, uh, dacă se promovează un text Absolut. dramatic foarte bun, și într-un bulevardier, și într-un bulevardier, dacă uh, regăsesc niște actori. Mm -hmm care joacă cu credință și, o re... și un spectacol construit bine. Ion Caramitru a făcut un lucru foarte important în situația asta, dincolo de toți cei care l-au iubit și dincolo de toți cei care nu l-au iubit. Ion Caramitru a readus la Uniter spectacolul de circ. Un lucru pe care îl uitaserăm de foarte multă vreme. E vorba despre o artă foarte complexă. Despre o artă veche și foarte complexă. Și mi-aduc aminte Chiar și anul în care Caramitru a vorbit la gala Uniter despre readucerea artiștilor de circ în comunitatea artiștilor de teatru din România. Și el a fost un gest foarte frumos și foarte. a fost un gest care a făcut istorie, moment. El nu ăla. făcea decât să adune brasla, să adune artiștii. E un gest simplu. Așa s-a creat Uniterul. Ăsta înseamnă Uniter. Sigur că putem să vedem și să ne uităm și altfel la Uniter dar în continuare, eu cred că în timpurile astea, noi trebuie să mergem pe același principii. adică pe mine mă interesează să promovez valoarea, indiferent de uh, uneltele uh -huh. cu care lucrezi, indiferent de tipul de spectacol pe care uh, vrei să-l faci. Dragoș, mă fac din nou avocatul diavolului, pentru că asta e treaba mea aici. E multă lume care spune, de la un moment dat încolo, și Teatrul Național și Uniter au devenit Ion Caramitru. Ion Caramitru era, el este o personalitate extrem de puternică, e cineva care a trecut printr-o experiență socială și profesională extrem de diversă și de consistentă, uh, a avut oameni care i-au respectat activitatea profund, așa cum sunt oameni care de la un moment dat încolo l-au criticat fervent. Uh, tu ocupi locul unui om care avea o, un mare nivel de cunoaștere în spațiu public din România și de recunoaștere. Prin natura meseriei tale, aceea de scenograf, de autor de costume, de scenograf, de autor de lumini, poziția ta nu este secundară. Ești foarte cunoscut în comunitatea teatrală și respectat. Dar în spațiu public se vorbește despre actori și despre regizori cel mai mult. Da, este adevărat. Ai o misiune foarte grea pentru că ești cineva care vine din planul 2 al atenției publice și înlocuiește o super celebritate. Cum e, domnule? În primul rând, aș spune că eu nu-l nu înlocuiesc pe Ion mm. Caramitru. Nu-l înlocuiesc pentru că Ion Caramitru nu are cum să fie înlocuit. Și cred că niciunul dintre noi, niciun artist, de pe lumea asta, nu poate fi înlocuit pentru că e unic, Cătălin. Artiștii sunt unici. Uh, sigur că e normal ca actorii să fie în primul plan. Asta e prima lecție pe care am învățat-o și cred că, fără niciun pic de modestie, am învățat de la, din primele spectacole acest lucru și am știut că poziția mea e în planul 2. Deși eu conduc Uniunea Teatrală și o conduc fiind o sumă de voturi a unor oameni din țară. Vreo 1300, vreo 1400, destul de mulți. Eu totuși sunt cumva în planul 2, pentru că eu mă definesc împreună cu colegii mei din Senat. Eu nu sunt un om care, nu că nu vreau să-mi asum, n-am cum să-mi asum singur conducerea Uniterului, pentru că toți oamenii ăștia au sute de voturi în spate. Eu trebuie să respect această dorință a membrilor. Adică este foarte simplu. Ecuația e foarte simplă. Așa cum am știut să-mi respect echipele. Uh -huh. Știind că munca mea este de planul 2-3, de fapt, hai să definim ce înseamnă. cine sunt pe primul plan? Sigur că sunt actorii pe primul plan. În primul rând, spectacol pornește de la text. Dar actorii, regizorul, ăștia sunt creatorii principali. Mă definesc ca un om care, ajută, ajută acești creatori să și realizeze opera. Am învățat asta din primă și îți spun sincer, cred că cel mai bun lucru care mi s-a putea întâmpla mie la 20 ceva de ani, era să-l întâlnesc pe Alexandru Dabije. Da? Cel mai bun lucru. Că, care nu era deloc, o, la vremea respectivă, nu era deloc o persoană comodă. Nici uh, în privat, nici la lucru. Era foarte dur și foarte focusat. Dar și vremurile erau ca atare. Uh, și a fost cumva un exemplu. Uh, în momentul în care a preluat de la Vlad Mogur Teatrul Odeon, da? care era top la vremea respectivă, uh, pur și simplu s-a autocastrat, în sensul în care el n-a mai lucrat. Nu montez la teatru Odeon? Nu montez la teatru Odeon și nu montez. Și a dedicat tot timpul la acele, acele instituții, acelei trupe. Ce interesant ar fi să se gândească mai multă lume la lucrurile astea? Uh, eu cred că gesturile de tipul ăsta, sigur că sunt foarte importante. Da? Dacă Pot să le faci și dacă ai din ce supraviețui. Pentru că, exact. Uh, imediat cum uh, uh, a fost decapitat, Alexandru Dabija a produs un spectacol uh, care vorbea despre legitimitate. Și aici vin și uh, îți, îți răspund încă o dată la întrebările. Dacă lucrurile se fac organic și teatru, uh, într-adevăr, uh, e un gest uh, de forță, Împotriva unor agresiuni, împotriva unor uh, acte de, uh, cum să zic, de, da, de agresiune, de uh, incorrectitudine, uh, de toate soiurile. Pentru că lumea asta e plină de uh, invenții. Omul e atât de creativ, atât de inventiv cum să se autodistrugă și cum să-i distrugă și pe alții. Absolut. Este uh, infinit. Stai și te miri câte metode și de unde, cum lucrează tot răul din, din noi, pentru că este clar că fiecare din noi conținem aceste. Și sigur că într-o stare latentă, cred că, și în funcție de cultură, de creștere, de familie, de mediu, de situațiile mm -hmm. în care suntem puși, acest rău se activează. Se reactivează, se începe să fiarbă. Pune un om într-o funcție și vezi, îi cunoști rapid caracterul. Imediat vezi cine e. Sau, eu știu, pune-l să dai o căruță de bani și vezi ce, ce devine în momentul ăla. Sunt niște probe, adică sunt, au legătură cu păcatele capital. Asta e, asta e natura umană. Deci, dacă... Spectacolele sunt făcute dintr-o necesitate a artistului. Ele sunt valabile, Cătălin, indiferent de subiect, fie că sunt politice, fie că sunt de divertisment. Dacă ele sunt dintr-o necesitate a creatorilor, o necesitate reală, firească, organică. Adică, dacă ei simt ce fac, nu fac că e trend. Pove povestea e ca la ca la festivalurile și uh -huh. de teatru și de film. Doamne, hai să facem cu mizeria românească că ăia vor, uite, vor la festival să le povestim noi ce se întâmplă în bucătăriile din România. sau la mizeria românească a produs mult. Știi, dacă știu de ce fac și nu fac că e trend, este valabil. Eu cred că Teatru, ceea ce credem noi că e teatru. Nu sau ce credem fiecare da. sau ce e teatrul de fapt. Eu cred că e loc. E loc pentru toate formele de exprimare. Și trebuie să fie loc pentru toate formele de exprimare. E, niciodată eu personal n-am să zic că așa da, așa mm -hmm. nu. Și eu am oscilat între... Uh, Teatru în zona... Am făcut teatru în zona independentă. Da. Am făcut da. musical. Da. Am făcut operă. Uh, fac toate formele de, 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 de spectacol cu bugete diferite. Am făcut teatru fără niciun ban. Am făcut film. Am inventat decoruri uh, 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 la film din, din gunoaie. Pur și simplu. Mă plimbam până uzina Republica când am făcut undeva la Palinula. La Palinula da? și dezgropam pur și simplu obiecte din gunoi, le, le cum să zic, le, le, desfăceam și făceam pereți, făceam col, colțuri în care uh, Silviu Purcărete urma să filmeze. Orice e posibil dacă îți dorești să faci acel lucru și dacă îl faci cu credință. Și dacă știi, dacă înțelegi subiectul de fapt. Hai să vedem cum înțelegem subiectele la care lucrăm și poziția noastră vis a -vis de acele subiecte ce, mă interesează pe mine ca artist, unde mă regăsesc eu ca artist în acel spectacol. De ce fac spectacol? A, fac. Sau atunci declar, îl fac doar pentru a avea ceva pe masă. Dragoș Buhajar, mulțumesc frumos că ai acceptat invitația noastră. Așteptăm cu toții cu nerăbdare Gala Uniter. E foarte mult de vorbit despre așa ceva. Gala Uniter nu este singurul program al Uniunii Teatrale din România, dar este ceva foarte vizibil. Gala Hop este un alt program important pe care uh, îl dezvoltăm anul ăsta altfel. Uh, are niște dimensiuni mai mari ca de obicei. Uh, anul ăsta se va ocupa Alexandru Dabija. O să facem un tip de cercetare cu o echipă în jurul lui, cu Leta Popescu, cu Andrei Cozlac. Ce frumos! Și aducem uh, în discuție exact ce vorbeam mai devreme, uh, tehnologia în teatru, ce a produs pandemia. Aceste, acest tip de spectacole hibrid și unde se poziționează actorul. Actorul cu toată știința lui. Unde se poziționează actorul în, în mijlocul acestor uh, unelte. Dragos, mulțumesc frumos că ai acceptat invitația noastră. Mulțumesc Spor mare în ce ai de făcut, dar e o ușoară. Mulțumesc frumos. celor care sunt alături de garantat 100%, mulțumim frumos pentru încredere. Ne vedem săptămâna viitoare. Noapte bună!